În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți și frați, preacuvioase mari și preacuvioase creștini, Sfânta noastră Biserică se află la sărbătoare mare, în moment când biblic se amintește despre arătarea Domnului nostru Iisus Hristos la Iordan. Mare teologi a numit o epifanie. Oamenii din popor zic bobotează, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul astăzi își întinde mâna lui de rob ca să boteze pe stăpânul cerului și al pământului. Tana aceasta a fost învelită într-un mister prorocită de Sfinții Proroci din Vechiul Testament și inclusiv de Ioan Botezătorul până la momentul când Mântuitorul, atunci când a ieșit din apă, când s-a arătat glasul Tatălui Ceresc și Duhul Sfânt în chip de porumbel, când și ceilalți ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul a văzut taina Sfintei Trei, iată, până atunci și El a îmbrăcat în taină momentul acesta al botezului Domnului. Evanghelia de astăzi de la Matei amintește pe etape faptul că Mântuitorul vine la Iordan să se boteze de către Ioan și acest moment al sosirii, acest moment al sosirii Mântuitorului în fața lui Ioan argumentează și dă credit misiunei Sfântului Ioan Botezătorul care avea în popor. Ioan Botezătorul până la momentul acela încă boteza oameni care se arătau credincioși față de Dumnezeu, care își puneau speranța în momentul izbăvirii lor. De aceea, mulți din Ierusalim și de prin Galileea și din celelalte ținuturi veneau la Iordan auzind de misiunea pe care o făcea Sfântul Ioan Botezătorul. Și când Mântuitorul s-a arătat în fața lui Ioan, iată că Ioan l-a simțit, a cunoscut cu sufletul lui că El este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos din Nazaret. Pasajul acesta din Sfânta Evanghelie vrea să ne spună că noi, oamenii, pe fața Pământului, ori de câte ori, ne aflăm în misiunea aceasta de a-L mărturisi pe Dumnezeu, de a ne mărturisi botezul nostru, de a confirma că Iisus Hristos este Mielul, este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât pentru noi oamenii. Iată, la aceste lucruri mărețe se arată și dispoziția lui Dumnezeu. Faptul că Iisus a mers în fața lui Ioan Botezătorul, un pământean, arată că și Dumnezeu, ori de câte ori, va veni cu dispoziție bună față de noi, când noi ne împlinim misiunea aici pe pământ, începând cu botezul nostru personal, începând în momentul când noi îl mărturisim, începând cu primii pași ai noștri care sunt în biserică, la Sfintele Slujbe. Aceasta este dispoziția mare a lui Dumnezeu față de noi oameni, chiar dacă suntem păcătoși. Este o mare mângâiere pentru noi sărbătoarea aceasta. Pentru că Ioan Botezătorul rezolva problemele păcătoșilor care singuri și le mărturiseau. Dacă noi am avea această putere și umană, divină-umană, să-L mărturisim pe Iisus Hristos în fața oamenilor și să ne mărturisim și păcatele noastre în fața Duhovnicului, atunci noi am intrat în această misiune a Bisericii și Dumnezeu se arată nouă. La Iordan, Mântuitorul s-a arătat la vârsta lui de 30 de ani, când el putea fi confirmat de popor că este om integru,
este în toate facultățile mentale, dar totuși era în taină văruită această misiune a Mântuitorului până când să se arate la Iordan. Și când Ioan Botezătorul a mărturisit autoritatea divină aici pe pământ, adică a spus el că Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu, când ucenicii Sfântului Ioan au spus, iată, El este Mesia, Iisus Hristos din Nazaret, la această exprimare a autorității pe fața Pământului vine și exprimarea autorității divine. Tatăl Ceresc spune, acesta este Fiul meu cel iubit, Duhul Sfânt se coboară peste și confirmă același lucru. De ce acesta? Pentru că și noi intrăm de fiecare dată în această exprimare a autorității noastre ca oameni în fața lui Dumnezeu. Deci, noi pe pământ spunem că Iisus Hristos este Mântuitorul. Dar în momentul când te și botezi, în mod tainic se aude din cer, iată, acela este fiul meu sau fiica mea, cel care este scos din apele botezului, din cristeniță. Când sfinții mucenici, chiar dacă n-au fost botezați, dar care și-au vărsat sângele și pe trupul lor și au mărturisit pe Mântuitorul, acești mucenici și martiri au primit și ei cuvântul acesta tainic. Acesta este fiul meu, aceasta este fiica mea. Și ori de câte ori noi pe fața pământului intrăm în taina botezului, adică noi păcătoși, când mergem la duhovnic și spun, părinte, astea sunt păcatele mele, eu le-am făcut. Și când preotul a zis, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, în clipa aceea, în mod tainic, în cer se aude din nou, acesta este fiul meu, aceasta este fiica mea. Și ori de câte ori ne botezăm, ori de câte ori mărturisim păcatele noastre, în taina acestui botez, care spune mărturisea păcatele noastre, de atâtea ori se confirmă autoritatea noastră de fii și fiice al lui Dumnezeu. De aceea este bine să ne spovedim, mai ales ori de câte ori ne împărtășim. Pentru că ți se confirmă această autoritate de pe fața pământului. Oare noi realizăm ce onoare este pentru noi când te ridici la taina Sfintei Spovedanii, când tu ți-ai spus păcatele tale sincer în fața preotului duhovnic și Iisus stă de față. Și Iisus îți spune, ăsta e fiul meu, e fiica mea. Era în Capernaum și a venit Maica Domnului și frații Mântuitorului și surorile și a zis, vezi că frații și surorile tale te caută. Și zice, frații mei și surorile mele sunt toți ăștia care fac și ascultă de Dumnezeu. Deci, aceasta este puterea botezului pe fața Pământului. Și a pocăinței care l-a propovăduit Ioan Botezătorul, și botezul care l-au mărturisit martirii, și botezul nostru de pocăință, când ne mărturisim la preotul duhovnic. Mare este taina aceasta a botezului pe fața Pământului. Și când Dumnezeu va ajunge să facă deplin botezul acestui pământ și acestui neam omenesc, iată, atunci se va face cea de-a doua epifanie. Va veni pe norii cerului și El cu focul acesta divin, focul care curge din harul lui Dumnezeu, va schimba lumea aceasta în lumină. Nu va mai fi pe noi nici boală, nici pandemie, nici război, nici păcat, nici durere, nici lacrimă. Atunci oamenii vor fi botezați cu focul acesta de care Sfântul Ioan Evanghelistul l-a spus oamenilor când a vorbit despre Iisus. A zis, nu sunt vrenit să-i duc nici măcar încălțămintea, nici măcar să-l spăl pe picioare, dar pot să și botez. Dar iată că Mântuitorul face smerenia asta pentru noi, mai ales când noi vrem să punem în evidență botezul nostru,
al fiecăruia dintre noi, botezul personal, în biserică, în fața Sfintei Preoții. Locul unde s-a botezat Iisus Hristos nu a fost ales la întâmplare. Sfinții proroci au vorbit și despre aceasta. Mai ales dacă citiți viața Sfântului Ilie Tezlitianu, când el s-a înălțat atunci la cer în car de foc și când a mers cu ucenicul lui Elisei și s-au desfăcut, iată, apele Iordanului și prorocul Ilie i-a lăsat ca binecuvântare cojocul lui Elisei și Elisei a făcut aceeași minune ca și Ilie. Iată că la Iordan, în pustia aceasta a Iudeii, Dumnezeu vrea să ne spune că așa era lumea atunci și așa suntem noi câteodată, pustiiți și de fapte bune, și de virtuți, și de rugăciune, pustiiți de orice lucrare a Duhului Sfânt, așa cum au avut-o Sfinții Părinți. Și în pustia asta, iată că vine Mântuitorul și zice, am să spăl păcatele oamenilor acestora, care au încredere în mine. Și Mântuitorul arată că prin botezul lui, trimite la vale, să se tot curgă, să se ducă, să nu mai fie peste om păcatele și patimile și durerile și necazurile. Deci, botezul acesta în apele Iordanului arată că noi putem ajunge la starea aceasta minunată. Să se spele de pe noi toate păcatele și greutățile și necazul și tulburările și durerile sufletești, să se tot ducă la vale, să curgă cum curge Iordanul de să duce marea. Așa loc vrea să facă Dumnezeu în noi, curat, spălat de păcate. Să ne vorbească Dumnezeu în cer față de toți Sfinții Îngeri, față de toate puterile cerești, că noi care ne botezăm suntem fiii Lui și suntem fiicele Lui. Și să nu căutați pe pământ o altă chemare, o altă trăire, așa cum arată botezul Domnului. Că dacă pe noi ne-ar onora să-L auzim cum zice Dumnezeu că suntem fiii Lui și fiicele Lui. Știți câtă mângâiere sufletească ar fi sufletul nostru. Și ori de câte ori realizăm această taină a botezului, în orice chip ar fi, chiar de atunci de când copilul este mic, și Sfinții Martiri, și noi care mergem la spovedii, la preot, cât de mult ne-ar îndulci sufletul nostru cuvântul lui Dumnezeu când El vrea să ne țină fii și fiicele Lui. Am intrat într-un an nou. Acest an nou ne propune ca minune mare tocmai acest lucru. Să mărturisim botezul Domnului și Dumnezeu să ne mărturisească și pe noi în fața îngerilor că suntem fii și fiicele Lui. Amin.